La prima sosire a automotorului Siemens în gara Câmpulung, din tren au coborât mai mulți lideri liberali, ministra justiției Alina Gorghiu, prefectul de Argeș Radu Perianu, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ion Popa și președintele PNL Câmpulung Noris Măgeanu au fost cei care, atât în gară cât și într-o conferință de presă, au vorbit despre demersurile pe care le-au făcut pentru ca vechiul automotor să fie înlocuit cu unul mai nou. Iată, cu ajutorul colegilor mei, cu ajutorul domnului secretar de stat Iani Popa, cu susținerea celor care au înțeles că este important să se întâmple asta, cu susținerea celor din CFR Călători, cu care am stat de vorbă ore întregi în Ministerul Transporturilor și care sunt niște oameni, de asemenea deschiși spre a îmbunătăți lucrurile acolo unde se poate, iată că am ajuns să venim cu acest tren nou. Este un tren, de fapt, recondiționat, însă sunt niște condiții extraordinar de bune de transport. Am fost chiar mirat și sunt mai bucuros după ce am mers astăzi cu el, pentru că nu imaginam că este atât de bine. E cald, sunt afișaje electronice, merge cu o viteză mai mare, durata pe această rută o să scadă. Nu se mai schimbă trenul nicăieri pe întreaga rută București-Câmpulung și înapoi, nu trebuie să cobori din tren. În plus, am mai făcut încă o modificare pe sosire. Ruta va fi București-Pitești-Câmpulung, pentru că ne-am gândit că pot fi interesați mulți din Pitești care vor să mai vină către Câmpulung și care nu s-ar fi deplasat altfel până la Golești. Deci pe sosire ruta va fi București-Pitești-Pitești-Câmpulung. Încă o dată, nu se schimbă, te urci în același vagon de la început până la sfârșit pe întreaga călătorie. Mai mult, liberalii spun că vor monitoriza calitatea transportului cu trenul și vor ține seama de propunerile venite din partea călătorilor. Avem oameni care vor fi responsabili în cadrul partidului, un departament pentru infrastructură feroviară, care doar de asta se va ocupa, care va da răspunsuri și pentru presă, și pentru pasageri, pentru toți cei interesați, ca să îmbunătățim în fiecare zi. Ne vom sta în discuții cu pasagerii, să vedem care sunt nevoile, când e mai bine să plece, care sunt intervalele orare cele mai bune de plecat și de întors de la București și vom îmbunătăți asta tot timpul în conexiune cu cei de la CFR Călători ca să fie din ce în ce mai bine pentru Câmpulung. Pe de altă parte, primărița Câmpulungului susține că, de fapt, noul automotor a ajuns pe traseu în urma solicitărilor făcute de administrația municipală, susținută de primarii localităților de pe traseu. Vreau doar să lămuresc niște lucruri din respect pentru câmpulungeni. 1. Ministerul Transporturilor nu schimbă trenul pe persoană fizică și nici pe persoană politică, decât dacă nu vorbim aici despre infracțiunea numită trafic de influență. 2. Trenurile, gara, calea ferată, barierele nu țin de primărie. Cu toate acestea, în ultimii 3 ani am făcut mai multe demersuri pentru creșterea calității vieții câmpulungenilor și nu numai. Concret, în momentul în care am aflat despre nenorocirea de tren care circulă pe ruta București-Nord-Golești-Câmpulung, am făcut următoarele demersuri. Și le aveți aici pe ecran. Uitați-vă acolo sus la dată. Pe data de 25 noiembrie, adică mai bine de un an, 2022, am trimis adresa oficială cu numărul 37431 pentru a schimba nenorocirea cu un tren nou. Mai mult, am luat legătura cu primarii de pe ruta menționată pentru a face la rândul lor același demers, pentru a da și mai multă greutate solicitărilor noastre, pentru că e vorba de o comunitate mare importantă. 2. Pe data de 10 ianuarie, adică la mai mult de 30 de zile cât ar dura un răspuns oficial, pe data de 10 ianuarie 2023 am primit cu bucurie adresa numărul 47179/110/81, în care eram informați că vom avea un tren nou cel mai târziu, atenție, cel mai târziu, în data de 9/12/2023. 3. Pentru că am discutat în nenumărate rânduri cu călătorii care se plângeau de condițiile de călătorie, am mai făcut o adresă, următoarea, oficială pe data de 2 februarie 2023, încercând să scurtez acest termen. Nu am mai primit niciun răspuns. 4. Exact în ultima zi, 9 decembrie, când era termenul de livrare, ca să zic așa, ne-am trezit cu o turmă de politicieni care nu au făcut nimic în afară de poze și strângeri de mână, ei între ei,
comunicări manipulatoare prin care se băteau cu pumnul în piept că au făcut și au tres. Elena Lasconi a mai precizat că se fac demersuri și pentru reabilitarea barierelor a sistemelor de la trecerile la nivel de cale ferată aflate pe rasa municipiului Câmpul Lung. Că la începutul acestui an am solicitat și schimbarea barierelor din oraș, refacerea trecerilor la nivel cu calea ferată și monitorizare video acolo unde este trecerea la nivel cu calea ferată. Deocamdată nu au mai apărut și alte revendicări ale noului mijloc de transport.